Bine ai venit la prima ta acțiune în calitate de tricolor. Cum te simți? Mulțumesc. Mă simt foarte bine. Sincer, nu m-am așteptat că o să fiu convocat atât de rapid, dar uite că mi s-a oferit această șansă și îmi doresc să o fructific la maxim. Ai probat deja tricoul României. Cum te simți în el și câte goluri ți-ai propus să dai? Da, l-am probat, mă simt bine. Nu pot să zic o cifră anumită, dar vreau să ajut echipa cu câte mai mult și să realizăm împreună niște victorii fantastice. Te rog să ne povestești mai multe despre tine, despre cum ai început fotbalul și până ai ajuns în România. Am început fotbalul când eram mai mic, la 10 ani, eram în Cehia, de acolo au plecat de fapt primii pași în fotbal și era o echipă, Slavoj Vyšehrad se numea. După aia m-am transferat la Slavia, cred că am jucat un an, nu mai mult. După aia cu familia ne-am mutat în Moldova, unde am evoluat la 3 ani jumate la Petrocub Hâncești, de fapt de unde sunt eu, de Baștină. Mi-a plăcut foarte mult, dar am realizat că îmi doresc mai mult să realizez în fotbal, deci a fost nevoie de o schimbare, deci mi-am luat inima în dinți și la 14 ani m-am mutat la București, la Regal Sport, unde am evoluat și acolo 3 ani, după aia jumătate de an la Rapid și de acolo am plecat în Italia. Cum a fost experiența în Italia, la Pescara? A fost diferit, pot să zic. Am văzut o mentalitate diferită, obiceiuri diferite și a fost una plăcută. Deci nu degeaba se zice că în Italia se face performanță, că așa și este. Te-ai întors în România, la Craiova, un oraș care respiră fotbal. Cum te simți acolo? Mă simt foarte bine. M-am adaptat destul de repede și orașul este nici prea mare, nici prea mic, este absolut perfect, liniștit. Simți încrederea de la suporteri, de la staff, de la club și mă simt foarte bine. Deci nu degeaba am prelungit cu clubul contractul. Cum se simte din teren derbiul orașului Craiova? Sincer să fiu, a fost uimitor, mie mi-a plăcut. Am fost prezent și anul trecut la derby, dar nu am jucat atunci. Acum am avut ocazia să joc din primii 11 și tot meciul și m-am simțit extraordinar. Cum te-ai caracteriza ca atacant? Care sunt principalele tale calități? Păi, cred că prima calitate e jocul aerian. Chiar îmi place să dau cu cap. Așa să zic, viziunea ca atacant în care ultimii 20 de metri, adică nu să dau pasa, dar ci să-mi creez spațiile ca să primesc mingea și ultima să fie puțină viteză, dar depinde. Întâlnim Albania și Elveția în această lună. Dacă o să reușești să înscrii, cui vei dedica golul? Cel mai probabil că voi dedica familiei și membrilor din familie, cei ce mi-au fost alături și desigur și iubitei mele care mi-au fost alături și cred că la cei mai apropiați oameni. România U21 are 3 participări la rând la campionatul european. Ce ar însemna pentru tine ca în 2025 să reprezinți România la Euro? Ar fi ceva fantastic, adică n-am jucat niciodată la Euro și chiar ar fi foarte tare, adică nu că pot să zic că mi-am dorit asta, că nu am avut un plan, dar dacă mi s-ar întâmpla ar fi super. În final te rog să ne spui 3 atacanți pe care îi urmărești și ce calități ai vrea să ai de la ei. Deci primul atacant va fi Haaland și mi se pare uimitor simțul golului a lui. Nu știu cum face, dar mereu e acolo unde trebuie. Lewandowski, șutul cu ambele picioare, cu capul. Și al treilea a fost Ibrahimović, care într-adevăr mi-a plăcut
la înălțimea lui a avut o tehnică extraordinară și mobilitate și era foarte creativ. Și am încercat să-i fur câteva din skill-uri, să zic așa, dar încă trebuie de muncit mult.